Salutare tuturor, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. La teatrul foarte mic de la ora 19 puteți urmări piesa Blestemul iubirii. Spectacolul prezintă povestea unei familii evreiești tradiționale de la începutul secolului al XX-lea, care caută să se adapteze marilor schimbări ale secolului și modernității. Familia înfruntă mai multe drame legate într-un fel sau altul de destinul Bertei, o femeie superioară celor din jur prin caracter și inteligență, dar al cărei punct vulnerabil este handicapul ei fizic. De la ora 19 la Opera Națională Română din Cluj-Napoca se pune în scenă piesa Mai trăi cu Maia Morgenstern și Aileen Kadır. Spectacolul are la bază o dramatizare dublă realizată după romanul Mai trăi de Mircea Eliade, cu intervenții din Dragostea nu moare de Mai trăi Devi, fiind prima dată când aceste două puncte de vedere se întâlnesc pe o scenă de teatru. Pe fereastră. Nu știu cum se vede soarele. Pe stradă, la câmp. De aceea sunteți albi. Sunteți foarte frumoși. Și eu aș vrea să fiu albă. Nu se poate, nu-i așa? Iar de la ora 20 pe scena de la Godot Cafe Teatru puteți urmări spectacolul Hell, piesa care a primit premiul de excelență oferit de Agenția Națională Antidrog în gala partenerilor Antidrog din 2006. Pe scenă, patru tineri copii de Bangata își schimbă existența profitând din plin de droguri, sex și viața de noapte în cluburile de fițe. Pentru scurt timp, doi dintre ei, Hell și Andreea, se îndrăgostesc, viața lor căpătând un sens. De frică însă se despart și revin la vechile vicii. Acestea au fost recomandările culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută!